Cei doi fii ai lui Avram, Ismael și Isaac, au crescut în aceeași casă cu același tată. Cu toate acestea, Dumnezeu a ales doar unul dintre ei, Isaac. Romani 9:7. Asta nu pentru că Dumnezeu era parțial, ci pentru că El este suveran. El are dreptul absolut ca creator al Universului să facă exact ceea ce îi place și să aleagă pe oricine îi place pentru orice sarcină. Nimeni nu poate pune la îndoială dreptul său, pentru că El a creat toate lucrurile pentru plăcerea Lui și, după cum spune Pavel, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Romani 11:36. Isaac a avut doi băieți, Esau și Iacov, care au crescut în aceeași casă cu aceiași părinți. Cu toate acestea, Dumnezeu l-a ales doar pe tânărul Iacov, căci măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, s-a zis Rebecăi: cel mai mare va fi rob celui mai mic. Romani 9:11 și 12. Nu a fost nimic nedrept în această acțiune a lui Dumnezeu, căci El este conducătorul suveran al Universului. Moise și Faraon au trăit amândoi în Egipt, în același timp și în același palat. Totuși, Dumnezeu l-a ridicat pe Moise pentru a fi un proroc al său, iar Faraonul a fost ridicat pentru a demonstra puterea lui Dumnezeu în el și pentru ca numele lui Dumnezeu să poată fi proclamat pe întregul pământ. Romani 9:17. Prin duritatea inimii lui Faraon și judecățile pe care Dumnezeu le-a trimis asupra lui. În toate aceste trei exemple, vedem suveranitatea lui Dumnezeu în alegerea oamenilor. Trebuie să vedem aceeași suveranitate la lucru pentru mântuirea noastră. De ce te-a ales Dumnezeu pe tine și nu pe una dintre rudele tale, fratele tău, sora ta, unchiul tău, etc.? A fost pentru că ai fost mai bun decât ei? Cu siguranță nu. Poate că ai fost un escroc și un fățarnic mai mare decât ei, cum a fost Iacov. Totuși, Dumnezeu te-a ales. Este numai mila și harul Lui. Ce vom spune în lumina tuturor acestor lucruri? Nu putem decât să ne închinăm în fața acestui atotputernic Dumnezeu suveran și să ne închinăm Lui din toată inima noastră și să recunoaștem că El singur este demn și că mântuirea noastră este în întregime, 100%, datorită harului Său. Este adevărat că am acceptat ceea ce ne-a oferit El, dar lucrarea a fost în întregime a Lui. Nu există nimic care să smerească omul până la pământ ca alegerea suverană a lui Dumnezeu a copiilor săi. De aceea, oamenilor deștepți le este greu să o accepte și se luptă împotriva ei încercând să răstălmăcească scripturile pentru a le face să însemne ceea ce nu înseamnă. Un om este mântuit nu pentru că se hotărăște el să fie un copil al lui Dumnezeu sau să fie sfânt sau pentru că decide să alerge cu credință. Este numai pentru că Dumnezeu i-a arătat mila sa. Dumnezeu este Cel care ne dă pocăința să avem viață și El este Cel care lucrează în noi și ne dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Fapte 11:18, Filipeni 2:13. Atunci, cu ce ne putem lăuda? Iată ce spune Romani 9:16. Nu depinde de omul care vrea sau de cel care aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Și iată ce spune 1 Corinteni 4:7. Ce ai tu să nu fi primit? Dacă ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu ai fi primit? Memorați aceste două versete și păstrați-le mereu în inimă. Vă va ajuta să vă păstrați mici în ochii voștri tot timpul. Nașterea din nou nu vine prin voia cărnii, determinarea umană, ci prin voia lui Dumnezeu, determinarea divină. Ioan 1:13. Iisus le-a spus ucenicilor săi: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Ioan 15:16. Ne dăm seama de acest fapt? De multe ori ne imaginăm că noi suntem cei care l-au acceptat pe Domnul ca mântuitor al nostru și asta a făcut diferența între noi și necredincioși. Prin urmare, este bine să ne amintim că Dumnezeu a fost Cel care ne-a ales și El ne-a ales în Hristos
înainte de a ne naște. De fapt, chiar înainte de a crea lumea. Efeseni 1:4. De la început până la sfârșit, mântuirea noastră este 100% de la Dumnezeu, pentru ca într-o zi nimeni să nu se laude în prezența lui Dumnezeu. Ai făcut ceva minunat pentru Domnul și pentru împărăția Lui? Dacă da, atunci încercați tot posibilul să uitați de asta. Recunoașteți că nu ați fi putut face nimic dacă Dumnezeu nu v-ar fi oferit sănătate, putere, inteligență, daruri, talent, oportunitate, cunoașterea cuvântului Său și a Lui însuși, etc. Lista este interminabilă. Cum poți atunci să te lauzi? Când suntem preocupați de cât de spirituale am devenit sau de cât am făcut pentru Domnul, suntem deja farisei. Un adevărat ucenic este acela care este preocupat în permanență cu persoana Domnului însuși. Există multe lucruri pe care Dumnezeu le face pentru care nu ne oferă nicio explicație. Există multe rugăciuni pentru care răspunsul Lui este nu și nu înțelegem motivul. Este la fel de imposibil pentru Dumnezeu să ne explice cum lucrează pentru noi, pe cât este de imposibil să umplem o cană cu oceanul indian. Înțelepciunea lui Dumnezeu este ca un ocean, dar mintea noastră este doar ca o ceașcă. Scriptura spune, cine ești omule ca să vorbești împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20. Când suntem mici în ochii noștri, nu avem nicio plângere cu privire la căile lui Dumnezeu. Ne supunem doar lui Dumnezeu, chiar și atunci când nu înțelegem modul său de a lucra, pentru că acceptăm suveranitatea lui.